În scurta sa domnie, Alexandru Ioan Cuza a schimbat cursul istoriei și a reușit să consolideze unirea prin crearea primului parlament unic și a primului guvern unic. El a fost cel care a pus bazele statului român modern. România este stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, dovedește că, în pofida teribilelor încercări la care ne-a supus istoria, idealurile poporului nostru au rămas mereu aceleași. Libertatea, democrația, unitatea națională și buna funcționare a instituțiilor statului. La fel ca în perioada care a urmat unirii principatelor române, avem astăzi instrumentele și resursele necesare pentru a moderniza România. Națiunea română este mai puternică atunci când este solidară și trebuie să prețuim lucrurile care ne unesc pentru a ne fi mai ușor să luptăm cu cele care ne dezbină. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!